Variola maimuței a ajuns în Europa. Primul caz al variantei mai periculoase de Mpox a fost înregistrat în Suedia. Acesta se răspândește în ritm alert în Africa, iar Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că se poate vorbi deja de o urgență globală de sănătate publică. O persoană a cerut ajutorul medicilor din Stockholm după ce s-a simțit rău. Medicii sunt în alertă, mai ales că este primul caz produs de tulpina agresivă, diagnosticat în afara continentului African. Pacientul a călătorit într-o țară de pe continentul pe care există această epidemie. Medicii infecționiști ne îndeamnă să fim prudenți dacă vom călători în Africa. Variantele noi întotdeauna apar. Faptul că acum această variantă 1B poate să ne pună mai multe probleme, acest lucru se referă la eventuale forme severe care sunt în procent mai mare. Nu înseamnă că se transmite ușor și poate ar fi bine să reamintim că e vorba de un contact prelungit și un contact apropiat, deci clar că riscul va fi mult mai mare. Prin tuse, prin strănut sau prin obiecte spre contaminate, e o probabilitate extrem de mică de a se transmite. Deci până la urmă, dacă mă gândesc în Africa, în primul rând trebuie să fiu prudent.